Să fim oameni cu caracter. Amen. Și să dezvoltăm în viața noastră o atitudine, o vorbire, un comportament nobil după voia lui Dumnezeu. Și în această zi, înțeleptul Solomon ne învață în sensul acesta. Și începe cuvântul: un nume bun este mai dorit decât o bogăție mare. Se accentuează pe un nume bun. Aseară am făcut un exercițiu împreună cu soția mea și am întrebat-o și am spus: hai să-ți facem ceva. Și anume, eu voi pronunța în următoarele momente, voi pronunța niște nume pe care îi cunoaștem sau îi cunosc eu cu soția foarte bine. Voi spune 10 nume și soția să-mi spună care simte că e un om bun, e un nume bun, să-mi fac un semn sau să mă bată pe mână: ăsta e om bun. Când nu zice nimică, înseamnă că nu e om bun. Și așa am și făcut. Am început și am spus un nume, am văzut că soția nu zice nimică, am pronunțat al doilea nume, nimic, am spus al treilea nume, nimic, n-am făcut niciun semn, am pronunțat al patrulea nume și imediat m-a bătut pe... Am al cincea și ăsta e bun. Vedeți? Și sunt oameni de lângă noi, nu cei din adunare, alți oameni care îi cunoaștem. Și m-am gândit, ce important ca numele tău, numele meu să fie un nume bun. Bine vezi, zice unii și siguranță poate v-ați gândit. Bine, frate, dar noi nu trebuie să facem o imagine pentru numele nostru. Noi nu lucrăm la imaginea noastră proprie. Așa este. Domnul să găsească plăcere și numele nostru, ființa noastră, caracterul nostru să fie plăcut mai întâi de toate înaintea Domnului și Domnul să privească cu plăcere spre ființele noastre. Însă dați-mi voie să vă spun, este foarte important ca și oamenii să privească în tine și în mine niște oameni buni. Și aș vrea să meditați la lucrul acesta. A fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Oare tu și eu suntem iubiți de oameni? Și aceasta se observă doar prin ceea ce dăruim celor de lângă noi. Dăruim sau răspândim farmic iubire, dragoste, înțelegere, armonie, sau suntem niște oameni acri care imediat dăm replică, imediat lovim și suntem încruntați. Noi cine suntem? Numele nostru este un nume bun? Suntem iubiți de cei de lângă noi sau nu? Versetul 3 spune cuvântul: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde. Noi suntem niște oameni chibzuiți sau suntem nechibzuiți? Un alt cuvânt de meditare, dragii mei, este să fim chibzuiți, adică să fim niște oameni socotiți, să fim niște oameni cumpăniți bine, să fim oameni cu judecată orice lucru pe care îl facem. Apoi în versetul 4 spune: răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Adică se accentuează iar pe o valoare deosebită pe care caracterul nostru trebuie să-l aibă. Să fim oameni smeriți, dragii mei. Adică, spune că a fricii de Domnul. Să fim smeriți, adică să ne fie frică de Domnul și să trăim cu această stare de evlavie. Și spune că acelea Domnul îl va răspliti Domnul cu ce? Cu bogăție, cu slavă și viață. Bineînțeles, o bogăție spirituală, o bogăție, o comoară cerească, dragii mei, o slavă pe care Domnul la vremea potrivită ne va încununa cu viață veșnică. Apoi încă un lucru important ca noi să avem un caracter nobil, dragii mei, în versetul 6 găsim, spune: învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bineînțeles, voi care aveți copii, cred că înțelegeți mai bine această responsabilitate. Și Biblia ne vorbește, dragii mei, despre responsabilitatea părinților, a bunicilor, a cei din familie, să-și învețe copiii când? La vremea potrivită, când sunt mici, când încă mai ascultă de tine, poți să-l înveți.
după ce e mare, după ce nu mai poți ținea lângă tine, poți să-L înveți cât îi vrea. E prea târziu. De aceea, haide să punem la inimă și cuvintele care se va vesti astăzi să accentueze în sensul acesta înspre dezvoltarea felului nostru, caracterul nostru de a fi, pentru a deveni oameni cu credință, oameni cu caracter, dragii mei, pentru a moșteni împărăția Domnului. Un alt cuvânt deosebit, plin de farmec, este în versetul 9 și spune cuvântul: omul milostiv va fi binecuvântat. Așa este, dragii mei. Și Domnul Iisus Hristos spune că fericire cei milostivi, că cei ce vor face, vor avea parte de milă. Să fim oameni milostivi, oameni miloși. Domnul ne promite că ne va da binecuvântarea sa. Și apoi încă un lucru spune: izgonește pe batjocoritori și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Bineînțeles, nu e vorba de adunare. Aici este vorba în cercul tău de prieteni, de zi cu zi. Să izgonești sau, dacă vrei, să te dai la o parte, du-te de lângă din cercul de oameni batjocoritori. Dragii mei, și vei observa că și în viața ta și în viața noastră, nici cu prietenilor tăi, nu va mai fi ceartă de înțelegere. Să punem în practică aceste lucruri. Nu ca o teorie, dragii mei, ci pentru dezvoltarea caracterului nostru a fi un caracter nobil. Și încă un verset, versetul 11, încă o valoare deosebită, spune: cine iubește curăția inimii și are bunăvoință pe buze, este prieten cu împăratul. Este prieten cu împăratul cerurilor, dragii mei. Cine? Cel care are o inimă curată, curăția inimii și bunăvoințe pe buze. Așa este, dragii mei. Ce avem în inimă, aceea dăm în afară. Dacă vrem să fim prieteni cu Domnul, trebuie să avem această curăție de inimă ca buzele noastre să vorbească cu bunăvoință. Așadar, dragii mei, meditați foarte profund și adânc. Sunt cuvinte deosebite în acest capitol 22 Proverbe pentru a păstra și a fi niște oameni buni, oameni cu caracter. Numele tău și numele meu, numele nostru, să spunem cu adevărat, omul acesta este un om al lui Dumnezeu, este o femeie a lui Dumnezeu care din ea, când stai de vorbă cu ea, numai bucurie, numai încurajare, numai speranță primești. Așa mi-a spus cineva, când vorbești cu omul, un om oarecare din Baia Mare, când vorbești cu omul acela, parcă te umpli de bucurie, de speranță. Iar cineva zicea: vai, nu mă mai duc la omul ăla, pentru că când vorbești cu el, parcă totul e negrit, parcă totul nu-i bine, parcă totul e negru și acru. Vedeți, dragii mei? Noi nu ne dăm seama de lucrul acesta. Dar aș propune să fim mai atenți și în sensul acesta, ca noi să dezvoltăm în ființa noastră un caracter după voia Domnului. Și bineînțeles, se termine capitolul 22 din Proverbe cu patru lucruri care spune să nu le faci. Și spune: nu despuia pe cel sărac, adică nu-l jefui de tot pe cel sărac, pentru că este sărac. Domnul să ne ajute să fim înțelepți în lucrul acesta. Apoi versetul 24 spune: nu te împreteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie. Bineînțeles, este vorba în societate, în cercul nostru de prieteni, să nu ne însoțim cu astfel de oameni. Și încă o atenționare, în versetul 26 spune: nu fi printre cei ce pun chezășii, adică cel care pune o ipotecă, o garanție, un sechestru și așa mai departe, ci să fim oameni liberi, dragii mei. Și încă un cuvânt care ne îndeamnă în versetul 28: nu muta hotarul cel vechi pe care l-a așezat părinții tăi. Am zice, măi, astea-s cuvinte vechi. Cuvinte demodate, de hotar, de zălog, de căzășie și așa mai departe. Nu sunt trecute. Sunt lucruri valabile și actuale și pentru noi. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune și pricepere. Să înțelegem că venirea noastră la adunare este să ne facem mai buni, dragii mei. Mai buni, mai aproape de voia Domnului. Numele Domnului să fie slăvit și să fie preamărit în toate. Amin.